slăvit să fie Domnul! Amin. Și bunul Dumnezeu să ne dea binecuvântarea tuturor în seara aceasta. Amin. Eu mă străduiesc să nu depășesc timpul, că îmi dau seama că dumneavoastră sunteți acum după o săptămână de muncă și vă este foarte greu să mai stați, să ascultați, dar eu cred că Domnul prin Duhul Sfânt ne va înviora. Amin. Noi avem acolo la Caransebeș un băiat pe nume Charles din Libia. El a fost condamnat la moarte în timpul lui Gaddafi și conducătorul închisorii l-a eliberat, l-a pus pe un vas, primul care a plecat din port și a ajuns la Constanța. Și el a învățat limba română, acum e un om al lui Dumnezeu, dar zice el: nu știu ce e la dumneavoastră aici, că vă uitați toți la ceas. Când e 12. Zice, la noi nu-i libertate în Libia, dacă ne adunăm, n-avem locaș de închinăciune, ne adunăm în câmp, câte 500 de mii odată. Plouă, stăm 12 ore cu umbrelele pe noi și în 12 ore nu facem nimic decât ne rugăm și cântăm. Și n-ar mai pleca de acolo. Să coboară prezența Domnului ca la cortul întâlnirii. Să se coboare și în seara asta. Amin. Și să ne ajute Domnul să ne pocăim. Amin. Amin. Lui Dumnezeu și numai Lui îi mulțumesc că m-a ajutat să ajung din nou aici, așa cu ajutorul Lui, cu insistența lui fratele Ionel. Suntem cunoscuți și apropiați, dar trebuie să vă spun că mi-e drag de dumneavoastră, că vă simt, cum a zis fratele păstor, așa ca o familie. Mai ales că am venit de multă vreme în mijlocul dumneavoastră, cum am spus și aseară, și mulți dintre dumneavoastră îmi sunteți foarte dragi și foarte apropiați. Domnul să vă binecuvinteze. Am zis, mă duc la Salzburg. Păi cine cunosc eu acolo? Și am luat pe rând, cu tare, așa, Domnul să-i binecuvinteze. Acum aveți și alți frați care au venit, noi, Domnul să-i binecuvinteze și să formați o biserică puternică în Salzburg și se vede că lucrurile merg spre țelul, spre scopul acesta, mai ales dacă ați primit și o sală mai mare unde să vă adunați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știți că atunci când Ion Ghiceo în Coreea a pornit lucrarea, erau 7 membri. Și a zis, am primit de la Domnul să facem o biserică pentru 5.000 de membri. 5.000? 7 membri? Și a zis, da, păi cum începem? Un american era acolo și eu dau $1.000 în seara asta. O soră a zis, ei nu mănâncă cu linguri, mănâncă cu bețigașe din alții. Dar erau speciale, aurite, de aur. Eu le vind pe alea că pot să mănânc și cu mâinile. Și așa, și-au făcut o biserică de 5.000 de membri. Astăzi sunt 800 de mii. Domnul lucrează, binecuvântat să fie El, dar să-L rugăm să ne pocăim și să credem. Amin. Domnul să lucreze cu românii din toate părțile spre înviorarea și trezirea națiunilor. Că avem așa un nume rău câteodată, așa le schimbă Dumnezeu. Slăvit să fie El. Și am putea ca în continuare să fim o binecuvântare pentru popoarele Europei. Cumva lucrurile merg spre așa ceva, mai ales că ne-au împrăștiat prin toată Europa. Dumnezeu, când începe o lucrare, o începe din timp, că El din veșnicie în veșnicie e Dumnezeu. Noi trăim puțin, dar planul Lui cu bătaie lungă. Mărit să fie El. În veci, amin. Aseară a fost așa o potrivială. Am fost împreună, m-am bucurat tare și mă bucur să-i văd și pe frați împreună cu fratele Fane, că ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. A fost așa o potrivire, dar și în seara aceasta a fost, că eu primisem pe la amiază și să vorbesc și acum când am venit, am deschis Biblia, prima deschidere a fost acolo, la Faptele 17, de unde am și citit, Domnul fie lăudat. Fratele Călin mă înregistrează. I-am spus să nu mă pună pe internet. Lasă pentru dumneavoastră asta.
Dar aș dori să rămână întipărit în mințele noastre ale tuturor cuvântul care l-am de la Domnul pentru adunarea aceasta din seara aceasta. Așa nici nu știm cum lucrează Dumnezeu. A venit un frate din America, unchiul fratele Ilie, care e cu mine, și eu mă hotărâsem și începusem să dau telefoane la toți care m-au pus pe internet să mă șteargă, că zic că numai ăia pot șterge. Și mă pregăteam să-i dau lui Călin telefon să mă șteargă. Dar a venit fratele Petrică Cogârțău din America și a zis, măi, nu face treaba asta, că zice, noi urmărim, eu nu urmăresc. Și am vorbit cu Biserica Americanilor, unde merg eu, cu predica de la Salzburg, când ai fost ultima dată, te-au ascultat vreo 9.000, 10.000 de oameni și lasă-i să asculte în continuare. Da? Eu nu prea, eu sunt pentru adunări așa de casă, da, pot să vorbesc așa, dacă să fiu liber în Duhul meu, mai dau câte un nume, numele alea le ascultă câte cineva, însă, eu știu, Dumnezeu lucrează, binecuvântat să fie El și într-un fel și într-altul. Oameni de registrat în țara noastră avem destui și pe aici, pe fratele Vladimir Pustan, pe Paul Negruț, pe nume din astea celebre, Domnul să-i binecuvinteze, oameni dotați și bine pregătiți. În seara aceasta, cuvântul care l-am, cel de aseară a fost dat de fratele Fane și pregătit de Domnul și dat mie înainte. Neprihănirea. Am vorbit ceva despre neprihănire când ne-a permis timpul. În seara aceasta cuvântul e pocăința. Și Domnul să lucreze la aceasta. Dar vreau să vă spun cum am hotărât să vorbesc lucrul acesta, fiindcă titlul predicii mele din seara aceasta va fi nu pocăința, Sfânta Pocăință. Țineți minte lucrul acesta, Sfânta Pocăință. Noi avem în adunarea unde eu slujesc, sunt așa, că am cu tineri peste 200 de membri într-una din adunări și am venit odată iar de pe aici și prezbiterul m-a întâmpinat și a zis, fratele Petrică, să-l chem pe fratele Miron și trebuie să stăm de vorbă cu el. Păi ce? Ce s-a întâmplat? Zice, el nu se mai roagă la Tatăl nostru, a ta e împărăția, a ta e puterea, vină împărăția ta, facă-se voia ta. El zice, dumneatale, vină voia dumneatale, facă-se voia dumneatale și încurcă pe oameni. Și zic, frate Miron, ce s-a întâmplat cu dumneata? El nu știe carte. Păi se m-a gândit că dacă la păstor îi zic dumneata lui Dumnezeu, cum să-i zic tu? Nu, zic, foarte bine, așa să te rogi și așa să roagă și în ziua de azi. Și asta e. Dar ne mirăm de fratele Miron care nu știe carte, însă eu l-am citit pe Tozer. Tozer a fost un nume greu în istoria creștinismului și el zice, cel care ajunge la o relație specială și la înălțime cu Dumnezeu, nu mai poate să îi se adreseze cu tu. Și am zis, măi, uite, Miron analfabetul cu Tozer, gândesc la fel. Nu? Este așa. Acum vreau să vă zic că eu, tânăr fiind, de pe la 17 ani am început să vorbesc așa, poate chiar ceva mai înainte, în casa Domnului, și mergeam la o adunare peste câmp, unde erau bătrâni și n-aveau tineri și abia mă apucau, abia mă vedeau. Acolo erau niște bătrâni, unul și unul. Unii dintre ei se pocăiseră, veniseră din închisori de la oastea Domnului. Și oamenii aceștia aveau un respect pentru Dumnezeu extraordinar. Dar niciunul din ei nu zicea pocăință. Toți ziceau Sfânta Pocăință. Să ridica bătrânul Ion Plăieșu și zicea, în anul când eu m-am predat Domnului și am venit la Sfânta Pocăință, ne-am dus cu căruțele la comună, 40 de inși, să ne înregistrăm, că așa era legea, la primărie, că ne predăm în credința aceasta. Ălalalt zicea, sunt 60 de ani de când eu am venit la Sfânta Pocăință. Și ei vorbeau așa, foarte frumos la cuvântul acesta. Dar acum eu, cel care prin mila lui Dumnezeu am intrat în 63 de ani, slăvit să fie Domnul, vreau să vă zic tuturor tinerilor care sunteți aici, vă veniți din România, în România sunt foarte cinstiți sfinții. Noi suntem undeva lângă Hațeg,
Acolo a ieșit un sfânt cu un nume extraordinar, Arsenie Boca, la mănăstirea de la Pristop. Duminica trecută au stat 3 ore la rând să ajungă la mormântul lui Arsenie Boca. 3 ore. Deci eu cred că el a fost un om sfânt, că a fost acolo lângă noi. Era un om cu daruri deosebite, a trăit foarte mult, a murit în anul Revoluției, dar așa ceva, nu știu ce se întâmplă. Dumneavoastră vă uitați ce se întâmplă la 14 octombrie la Iași, cu moaștele Sfintei Parascheva. Oamenii se duc 2-3 zile înainte, zeci, sute de mii de oameni. Sfânta Parascheva, să atingă acolo de asta și. În România mai arată din când în când cum se duc la 15 august la mănăstirea Nicula, undeva în Ardeal, unde plânge o icoană. Și se duc oamenii acolo. Eu n-am venit să critic așa ceva, mai ales că poate fratele pune și mai aude și altcineva. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe cei care se închină la Nicula și la Prislop și la Iași și la Galați și unde ori fi ei, dar zic vouă, pocăiți și nepocăiți, mai sfânt decât Arsenie Boca, mai sfântă decât icoana de la Nicula care plânge, mai sfântă decât Catedrala Mântuirii Neamului, deasupra de toate și peste toate vremurile și în toate timpurile, rămâne Sfânta Pocăință. Amin. Nu știu ce se rezolvă cu icoana Maicii Domnului de la Nicula. Nu știu ce rezolvă oamenii, acum vreau să mă duc să văd așa, pentru cultura mea generală, la Pristop, că-s la 30 de kilometri, oamenii la mormântul călugărului Arsenie Boca. Dar vreau să vă zic vouă, peste vremuri și din toate vremurile, cu Sfânta Pocăință s-au rezolvat toate. În vecii vecilor. Și mântuirea, și sfințirea, și unirea, și unitatea, și sănătatea, și tot ce vreți. Sfânta Pocăință e deasupra de toți sfinții și de toate sfintele. Și merită să-i zicem Sfânta Pocăință. Că se rezolvă toate prin ea. Măriți să fie Domnul. Și acum să vă zic și așa, cât am învățat eu să predic după o structură oarecare în homiletică, în știința predicării, există și predici tip scară. Trebuie de la prima treaptă să pornească și a doua, și a treia. Și ele trebuie să fie foarte legate între ele. Eu nu fac homiletică în seara asta, dar vă predic o predică tip scară. Sfânta Pocăință e titlu și am 3 trepte. Și le-am luat din cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit, 17:30, Faptele Apostolilor. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și am zis așa, prima treaptă sau primul cui, dacă vreți, la scară, Sfânta Pocăință este porunca lui Dumnezeu. O, nu? Sfânta Pocăință este porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Și 3, Sfânta Pocăință este porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii acum. Amin. Asta e schița, da? Pe la 95 încheiem, sau 90, cu ajutorul lui Dumnezeu. Mergem înainte. Și aș vrea să pornim așa, asta e ca să țineți minte, dar numai ca să țineți minte, să și trăim. Iubiților, lucrurile se leagă. Noi nu ne-am vorbit unii cu alții. Eu n-am vorbit cu fratele Mihai, eu n-am vorbit cu fratele Abucean, am vorbit cu Ionel. Dar, uite, așa le conduce Dumnezeu ca toate să se potrivească, toate gândurile să meargă spre același scop divin. Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă zic că Sfânta Pocăință, care v-ați pocăit să vă bucurați, și care nu v-ați pocăit să vă pocăiți. Fiindcă Sfânta Pocăință este porunca lui Dumnezeu. Și cum a zis fratele mai înainte, poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. A zis Sfânta Pocăință că nu e grea. Se pare așa,
Dar cuvântul Domnului, Duhul Sfânt, zice prin Ioan la 1-a epistole, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Mi-aduc aminte că am coborât odată de la fân din munte și trebuia, așa mi s-a dat să vorbesc de aici, băi, cum toată lumea nu se pocăiește că e greu. Toată lumea nu ține Scriptura că e greu. Poruncile sunt foarte grele. Dar noi suntem români, eu am lucrat ani și ani în metalurgie și eu mă uitam ce făceau oamenii. 21 de ani am fost oțelar. Dacă veneau la 11 noaptea, începea schimbul de noapte și până la 7, dacă i-ai fi lăsat să doarmă și să ia bani, nu făceau nimic. Asta era scopul. Cât dormi ei noaptea, nu să lucreze. Deci asta e scopul nostru. Nu să faci ceva, să nu faci. Asta e scopul. Să iei bani și să fii plătit bine. Și se lăudau toți. Unii, eu la ora 11 și ceva am făcut nu știu ce recepție, m-am culcat, m-am trezit la 6, pe când vin șefii, nu știu ce, am aduat cu apă și asta a fost. Și salar mare și la 50 de ani, la pensie, că e la grupa întâi. Și asta e scopul oamenilor, să nu facă ceva. Dumnezeu Măritul, când ne-a dat poruncile, a știut ce fel de material suntem. Și în cele 10 porunci nu ne-a spus să facem, numai să nu facem. Nu? Nu e așa. De-aia sunt ușoare poruncile Lui. Că n-a zis să facem ceva. Să nu facem. Să nu ai alți Dumnezei. Să nu-ți faci chip cioplit. Pe cât ar trebui să tot faci acolo? Dar să nu-ți faci. Nu? Să nu iei numele Domnului în deșert. Să nu iei. Să nu. Să nu. Să nu lucrezi în ziua Domnului. Să stai. Să nu faci nimica. Să nu minți. Vă dați seama câtă închisoare se face pentru că mint oamenii. Deci să nu minți. Ești liber. Nu? Să nu furi. Cât s-au făcut închisori și de că au furat. Să nu furi. Să nu desfrânezi. Câte familii s-au destrămat din cauza asta. Să nu. Slăviți să fie Domnul. Zicea eu de tânăr, am avut legături așa cu frații de la Oastea Domnului și aveam o carte groasă ca și Biblia, Istorioarele preotului Trifa. Și acolo iar oamenii s-ar fi dat ei pe calea Domnului, dar e greu, că trebuie să țină. Aseară s-a vorbit așa și acolo ei au avut un caricaturist foarte bun. Era un diavol care trăgea un om după el să-l ducă în iad. Și oamenii de pe o parte și alta a satului se uitau îngroziți că diavolul duce pe omul în iad. Și el striga, scăpați-mă oameni buni, scăpați-mă oameni buni. Dar el ținea de funie. El ținea. Și oamenii zic, păi lasă de funie. Nu era legat. Se legase el de cu mâine de funie. Și, dragii mei, așa e și la pocăință. Dacă venim înaintea lui Dumnezeu, lucrarea o face Duhul Dumnezeu. Noi trebuie să aprobăm. Și vreau să vă spun, pocăința e de multe feluri. Cum vreau oamenii să o facă? Numai una e adevărată, sfânta pocăință. Celelalte, cum vreau oamenii? Le fac cum cred ei. Una e sfântă, sfânta pocăință. Pe aia s-o țineți până la capăt, ați auzit? În vecii vecilor. Nu pocăința nici care e, că doar și, nu? Îmi zice, aflat au, Ilie putea să mai cânte o priceasnă în seara asta. Aflat au ceata sfinților izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Asta se cântă la mormântare când începe slujba, nu? Tot prin pocăință. Dar e o altă pocăință, nu? Alții au alta, o alții alta. Biblia are numai una, Dumnezeu are numai una, Duhul Sfânt are numai una și a dictat să scrie. Asta e sfânta pocăință. Despre asta vorbesc eu și vreau să vă spun că este porunca lui Dumnezeu din nou legământ. Și ca să dovedim lucrul acesta, aducem cuvintele din Sfânta Scriptură, începând cu Domnul Iisus Hristos. Mesajul Domnului Iisus Hristos de bază a fost sfânta pocăință. Zice așa la Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea. El, Iisus, mărire Lui. Nu Martin Luther. El, Iisus, zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Porunca, pocăiți-vă
și credeți în Evanghelie, îi poruncă dumnezeiască. Măriți să fie Domnul. Noi am învățat că puterea de poruncă este aceea, acum nu știu dacă e chiar așa că ne-am învățat, să fi fost enunțată de Domnul Iisus, să fi fost continuată de Sfinții Apostoli și să fi fost trăită de prima biserică. Aia e valabilă. Iar vreau să vă spun că le luăm pe rând. Enunțată de Domnul Iisus, nu numai acum. Ultimul mesaj al Domnului Iisus dat în Apocalipsa a fost: fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Îi porunca Domnului Iisus. El cu asta a venit din ceruri, cu sfânta pocăință. Și luăm la Sfinții Apostoli. Păi Sfinții Apostoli, când erau zecile sau sutele de mii adunate la Ierusalim în ziua de Ierusalii, poporul a întrebat: ce să facem? Acum Domnul Iisus a zis să ne pocăim. Sfinții Apostoli, plini de Duhul Sfânt, au zis: pocăiți-vă! Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor voastre și apoi primiți darul Sfântului Duh. Și ca nu cumva cei din 2014 să creadă că s-a schimbat, făgăduința aceasta e pentru voi, fiii voștri și cei ce sunt departe, știa Duhul Sfânt. Acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Și aș vrea să vă spun că asta a fost apostolii și prima biserică a trăit sfânta pocăință. Deci asta au luat în Faptele Apostolilor, în epistolele Sfântului Pavel, freamătă de refrenul acesta: oamenii când au venit la Dumnezeu s-au pocăit cu pocăința sfântă. E poruncă dumnezeiască. Fac aici așa să vă spun că în zilele din urmă e așa o mare aplecare a oamenilor în religie să împlinească porunci omenești. Să uite porunca lui Dumnezeu, să-i coste foarte mult, să alerge foarte mult, dar să împlinească porunci omenești. În necunoștință de cauză, în necunoștință de cuvântul lui Dumnezeu, oamenii se cheltuie, se consumă, li se consumă viața alergând ca să împlinească porunci omenești. La anul 700, dar când ieșesc eu, s-a ridicat Mahomet după Domnul Iisus Hristos și el a dat porunci omenești. O mare parte din lumea de astăzi se supune în lumea musulmană la porunci omenești. Dar noi nu vorbim la ce fac confucianiștii și musulmanii. Eu vreau să vin între creștini și să vă spun că sunt mulți care lapădă, uită, nesocotesc porunca Domnului Iisus ca să împlinească porunci omenești. Domnul Iisus a prevăzut lucrul acesta și băiatul care îl apăra să pună Marcu 7:7, să vă spun ce zice Domnul Iisus despre poruncile omenești. Ați auzit? Poate să te coste pomana 3 junci îngrășați, că Domnul zice: degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Degeaba. Ai făcut degeaba. Poți să te duci în pelerinaj unde vrei și să stai la rând cât vrei. Degeaba. Degeaba. Sunt porunci omenești. Deci nu contest viețile sfinților. Mi-a fost drag de sfinți ca lui David. David zice în Psalmul 16:3: sfinții care sunt în țară, oamenii vlavioși, sunt toată plăcerea mea, Doamne. Mie mi-a fost drag să stau în prezența sfinților. Dar sfinții, sfinții, ei s-au dus la Domnul. Și vreau să vă zic, toate poruncile astea omenești, care nu sunt scrise în Sfânta Scriptură, oamenii dau nu știu cât pentru ele. Să-i coste mult, dar să țină porunci omenești. Sfânta pocăință e porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Amin.
V-am mai zis și altă dată că mi s-a dat așa să fiu în Grecia, la Atena, în Areopagul, unde Pavel a predicat. Și acolo este o placă mare de cupru cu toată predica Sfântului Apostol Pavel. Eu am pus fruntea mea împreună cu un băiat care am fost aici, pe placa aceea i-am mulțumit lui Dumnezeu și pe placa aceea scrie predica și scrie ce v-am citit eu. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să pocăiască. Sfânta pocăință e porunca lui Dumnezeu. Asta. Și oamenii care v-ați pocăit cu sfânta pocăință, ajungem noi mai departe, Dumnezeu să vă binecuvinteze, și care n-ați încheiat cu Domnul legământ, trecând prin această ușă a sfintei pocăinți, să vă ajute Dumnezeu să o faceți. Că dacă o faceți, aveți mulțumirea că ați împlinit porunca lui Dumnezeu pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Fără sfânta pocăință nu se ajunge în împărăția lui Dumnezeu și nu se rezolvă nimic pe pământul ăsta. Numai cu sfânta pocăință Domnul să fie lăudat. Și vreau să vă zic asta pentru cei nemântuiți. Vreau să vă spun pentru trezire. Noi ne rugăm în România, sunt sute de grupuri care se roagă ca Domnul să aducă trezirea. Dar soluția e tot sfânta pocăință. Sfântul Apostol Pavel zice, nu, Petru, la Faptele Apostolilor 3:19, ca să vină trezirea, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele și au să vină de la Domnul vremile de înviorare. Vine trezirea. Numai să se pocăiască oamenii, că vine înviorarea. Și apoi, zic așa, când Dumnezeu i-a hotărât să dea o pedeapsă, cu sfânta pocăință să oprește pedeapsă. Hai să citim împreună Luca capitolul 13, 1-5. Da, așa, repede. Să vedeți numai ce zice Domnul. În vremea ce au venit, au istorisit ce se întâmplase unor galieni a căror sânge l-a amestecat Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a zis Iisus, că acești galieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galieni pentru că au păcătuit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți. Dar dacă vă pocăiți, oprește pedeapsa. Pocăința oprește pedeapsa al Dumnezeu. Pocăința oprește pedeapsa. Mărit să fie Domnul. Acum, eu am vorbit mult și mă gândeam că la punctul, la treapta numărul 2, să stau un pic mai mult. Sfânta pocăință este porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Se obișnuiește ca pocăiții să facă seri de evanghelizare cu scopul de a aduce oameni la Domnul. Foarte bine. Ziceam și altădată că fratele Yun din China, care e aici la Frankfurt, spune, ce se întâmplă în Occident este ceva ciudat. Dumnezeu a încredințat o misiune bisericii și biserica face altceva. Misiunea care a dat-o Domnul este să strângă pești, să adune oameni. Și în Occident se nu se face altceva decât să cârpești și să spală mrejile. Toată duminica, numai aia. Spălăm mrejile și le cârpim. Dar Domnul zice, adunați, aduceți. Te fac pescar de oameni. Și aș vrea să vă zic că noi când facem seriile de evanghelizare, într-adevăr, primul gând este ca oamenii să se pocăiască, cu pocăința sfântă să vină la Domnul. Dar cu ce se întâmplă în ultima vreme, vă zic tuturor că valabilitatea poate numărul unu a evanghelizărilor este ca să se pocăiască pocăiții. Cu sfânta pocăință. Aici am vrut eu să stau ceva mai mult în seara aceasta. Fiindcă îi porunca al Dumnezeu pentru toți oamenii. Când Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia, în capitolul 1, i-a fixat categoriile de oameni la care să meargă. Cărmuitorii, politicienii, clasa religioasă, preoții și trei, tot poporul. Deci pentru toți oamenii. Însă avea mesaje speciale pentru conducători, pentru oamenii religiei, pentru preoți și apoi pentru tot poporul. Dar același, cu 23 de ani înainte, Domnul a trimis ca să-i aducă pe oameni la pocăință
și să nu meargă robi în Babilon. N-au vrut oamenii să facă lucrul acesta și Dumnezeu și-a ținut cuvântul. Iubiților, mesajul Sfânta Pocăință este porunca al Dumnezeu pentru toți oamenii. Noi am avut un frate care s-a dus la Domnul, de ăsta nu scăpa nimeni să îi predice pocăința, dar nimeni. Comuniști, nu-l interesa. Mama lui fratele Ilie era pe autobuz și fratele Iremia, așa îl chema pe el, a început să predice lui cel de lângă el. Taca, 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 de Evanghelia, pocăința Domnului Iisus, așa. Și a predicat până a ajuns autobuzul aproape acasă, vreo oră. Când a terminat de predicat, ăla zice, păi eu sunt pocăit. I-a predicat să pocăiască și eu sunt pocăit. Așa, doamne, slavă Domnului! Ar vrea să vă spun, dragilor, că noi ne adunăm aici și facem evanghelizare, predicăm și pocăința pocăiților. În adunările baptiste a fost o mare trezire în anii 70 prin fratele Liviu Olah. Liviu Olah a avut 4 principii. I-a spus așa, prima dată, în Bihor, era obiceiul ca frații să mai... Nu-i păcat că mai guste un pic de vin, că un pic de musa asta, nu-i păcat. Dar Liviu Olah a pus vis-a-vis de cuvântul care zice, ori, ori, nu beți vin sau nu vă îmbătați de vin, asta e destrăbălare, fiți plini de Duh, că una cu alta nu stă. Și atunci oamenii ar intra, dar a stat până a intrat toată biserica în legământ. Toți au făcut legământ că nu se mai ating de așa ceva. Doi, zice, o oră de rugăciune de la 5 la 6 dimineața, înainte de a pleca la lucru. Păi de ce o oră? Fiindcă Domnul Iisus a dus la ucenici și le-a spus, ce-i cu, a dormit? Păi nici un ceas, asta e minimum. Și dacă cu minimum nu păzi, citești cuvântul, stai înaintea lui Dumnezeu, nu vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Căderea în ispită este că nu-i ora aia, minimum. Și atunci au intrat în legământ mai greu, dar până la urmă a intrat toată biserica în legământ. După aia a făcut legământ cu ei, asta n-a fost așa de greu, dar totuși, cu liste de rugăciune în ordine alfabetică. După nume, nu zicem că mă rog, Doamne, mă rog pentru toate bisericile românilor din Europa, nu. Mă rog pentru biserica de la Salzburg, unde-i fratele Mihai, pentru biserica de la Salzburg, unde-i fratele Fane, pentru biserica de la Salzburg, unde-i frații Ungur, și așa. Deci, mă rog pentru sora Floare, pentru fratele Ion, pe nume. Dar de ce pe nume? Că, fiindcă a zis așa, zice, s-a dus fata unei surori, fată nepocăită, s-a pocăit după aia, la o vrăjitoare, că cineva a făcut vrăj pe ea. Și zice, vrăjitoarea a zis, nu pot să fac nimic. Păi de ce nu pot să fac nimic? Are o mamă pocăită și îi spune numele înaintea Domnului. Dacă nu i-ar spune numele mașatii, dar îi spune numele. Spuneți-le numele înaintea Domnului. Și patru, și ăsta a fost cel mai greu, pocăința pocăiților. Termenul ăsta n-a existat. Dar să pocăiască oamenii care nu s-au botezat, care nu sunt nicio biserică evanghelică, dar pocăința pocăiților? Ei, dragii mei, când aceste patru au fost adoptate de toată biserica, s-a produs trezirea de la Oradea și într-un an s-au botezat 270-80 de oameni. Asta a fost lucru mare. Și a continuat, și a continuat. Și vreau să vă spun că se cere să vorbim în ultima vreme cu de la mine începând de pocăința pocăiților. Noi vorbim de lucrul acesta, Sfânta Pocăință, pentru toți oamenii și dorim ca toți oamenii din lume, toți oamenii care au probleme, toți oamenii care n-au siguranța mântuirii, prin Sfânta Pocăință să vină la Domnul. Dar, da, și categoriile acestea mari, luând în ordinea socială, politicieni și așa, și clasa teologică și alții. Dar îi lăsăm pe ei să-i pocăiască Dumnezeu, să ne rugăm spre mântuirea lor, că întâi trebuie să ne pocăim noi. Hai gândiți-vă în seara asta de când v-ați botezat, de când sunteți membri în biserică. N-a mai fost nimic greșit în viața dumneavoastră. N-a mai fost nicio alunecare, nicio răutate, nicio asta.
Domnul ne cere să ne pocăim. Și în seara asta am zis eu de predică tip scară, dar eu am venit cu gândul să-L rog pe Dumnezeu să aducă pocăință sfântă în toată adunarea. Amin. Și unde slujim noi și unde sunteți dumneavoastră. Că dacă se face așa, Dumnezeu va lucra într-un mod extraordinar. Binecuvântat să fie El. Amin. Și să dea Dumnezeu din seara aceasta să fie așa. Acum eu am pus-o asta mai la încheiere, dar vă spun, în Vechiul Testament, în câteva rânduri s-a înnoit legământul cu poporul, legământul făcut cu Domnul. Eu, fratele Petrică, anul acesta, în data de 9 ianuarie, în grajdul meu, în noapte, mi-am înnoit legământul meu cu Domnul. Și am venit înaintea Domnului și Duhul Sfânt mi-a adus aminte tot și am avut așa o cercetare și o coborâre a prezenței lui Dumnezeu peste mine, că am zis, Doamne, da, așa-i, asta, hotărât înaintea Ta, promit înaintea Ta, mă leg cu legământ înaintea Ta, fac așa, nu ies legământul meu. Dumnezeu să ajute pe pocăiții de aici care sunt și pe alții care vor auzi să intre așa într-o înnoire a legământului cu Domnul, să ne pocăim cu o pocăință sfântă. Și vreau să vă zic aici, să mă audă preoții, ei trebuie să pocăiască. Preoții ortodoxi, preoții catolici, fără sfânta pocăință, n-au ce căuta în fața poporului. Dumnezeu cere tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Porunca lui Dumnezeu e dată pentru toți oamenii. Când eu eram tânăr așa ca băiatul ăsta, de aici ca băieții ăștia, se pocăise la Simeria un preot pe nume Nicolae Cozac. Nicolae Cozac a fost un om deosebit, a avut o soră în adunarea penticostală. Și zice el, așa în caz aveam pe ea, mă făcea de rușine. Mi-a dat o Biblie de buzunar cu coperțele vers și am aruncat-o în sobă. Zice, am scos-o din sobă, mă zice, hai să o fac eu. Și mi-a luat un caiet așa cu 10 lei și am pus Biblia mea aici și Biblia lui soră mea din coași. Și am zis, lasă că acum mă pregătesc eu să dau un pocăiț. Și Genesa 1:1. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. În Biblia îl pocăiți. La început Dumnezeu... Păi dai tot aia. Ajunge acolo, nu? După ce a fost închis Ioan, Iisus zicea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mă uite la... Păi tot așa. Marcu 16. Ajung acolo unde zice, cine crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Păi dai tot așa. Și când preotul a gătat pe mulțime de caiete de scris tot ce se pregătea să condamne, s-a pocăit. Și zic cantorii către el, zice, părinte, vezi că n-ai trecut pe la icoane azi, zice, nu mai trec niciodată. Păi cum așa? Eu am ajuns la altă cunoștință. Vezi că azi n-ai cântat alea, nu le-am cântat, nici nu le mai cânt. Am mai mers o vreme și l-au dat afară, dar omul o să pocăise cu adevărat. Era un om al Dumnezeu. Vreau să vă zic că a venit în Austria prin anii 90 un băiat care mă mai duce pe mine cu mașina în misiune în țară, Dănuț Petrescu. E un băiat tăcut așa și ca să nu-l prindă jandarmii, el nu putea să iasă afară. Lucra la un fermier pe un deal acolo și Dănuț, bețiv, stricat, ce să fac? N-am unde să ies. A luat Noul Testament și caiete și a scris tot Noul Testament cu cuvânt, cu cuvânt și l-a copiat. Și când l-a copiat, tot s-a pocăit. Așa lucra Dumnezeu. Dragii mei, sfânta pocăință e porunca al Dumnezeu pentru toți oamenii. Și să dea Dumnezeu ca toată tagma preoțească și tot ce nu-i pocăit să pocăiască. Și toată clasa politică să ajungă să pocăiască, că abia atunci binecuvântează Dumnezeu țările. Dar eu vin în seara aceasta, fiindcă evanghelizare pentru pocăiți, să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim cu sfânta pocăință. Amen. Și haideți așa să întorc eu foaia aici să vă spun, dragii mei, de ce ar trebui să ne pocăim noi? Era un prezbiter într-o adunare, atunci nu era prezbiter, lângă noi. Asta pot să spun. Numele lui era Pârvu Ion, s-a dus la Domnul. Era tânăr și el ținea studiu biblic.
Și se pregătea că în biserică erau ceva bătrâni cărturari, așa, știau bine Biblia. Dar venea un sfânt pe la ei, numele lui era Savu Păteanu, de undeva din zona Făgetului. Și când a venit la ei, zice, ai, ce bine că ai venit. Duminică avem studiu biblic cu împărăția de 1000 de ani și nu prea știu. Și zice, eu i-am atacă din bancă. Savu Păteanu să uite la el, zice, băi, eu știu ce să spun de împărăția de 1000 de ani, dar nu spun nimic. Păi de ce? Eu trag la voi aici de câțiva ani, tu nu știi nici să vorbești cu nevastă ta și vrei să știi să vorbești din împărăția de 1000 de ani. Întâi să înveți să vorbești cu nevastă și cu socrii. Și atunci îți spun eu și să vorbești din împărăția de 1000 de ani. Pocăiților, pe noi nu ne-au despărțit banii, nici că ne-am furat mașinile, nici că ne-au distrus, comuniștii. Pe noi ne-au împărțit vorbele. Vorbele. Nu știm vorbi. Unul zice una, ăla zice alalalt și gata să ne despărțim. Răutatea. Să ne dea Dumnezeu putere și înțelepciune să vorbim cu vorbe duhovnicești. Eu m-am gândit aici, acum ce să zic, am zis că gata la 9:10, dar eu știu dacă gata. Zice păstorul pendicostal de la Caransebeș, să nu-i credeți pe păstori două lucruri. Când e programat să vorbească, zice, nu că nu m-am pregătit, că îi pregătește Domnul, zice. Și să nu-i credeți când zic că o să închei, că nu închei, că le mai dă Domnul, zice. Dar vreau să vă zic așa, dacă noi am ști să vorbim și să ne pocăim de răutatea asta cu care vorbim, pocăiți au nevoie să se pocăiască de vorbele care le spun din fire și din răutate. Începând cu din familie până... Și am zis așa, dacă oamenii ar vorbi prin Duhul Sfânt, ar fi o armonie și o înțelegere de mai mare s-ar fi dragul. Dar vorbele ne-au dispărțit, vorbele ieșite din fire și din răutate și de aștia trebuie să ne pocăim. Cu pocăință sfântă. Eu mi-am notat aici, când am fost la nunta lui Manu, atunci mi-a venit ideea și am trecut una după alta. Și am zis, ce înțelepți au fost sfințe și cum i-au cucerit pe oameni. A vorbit Daniel Negre, asta de la el am luat-o, dar împăratul Justinian, care a trăit în timpul Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost spărât la împărat, zice, împărate, nu știi ce om avem în împărăție. Nu știi ce om. Dar nici nu știi în ce păduc și în ce sărăcie trăiește. Nu merită sfântul ăsta. Te rog să-l chem. Un ministru de-al împărat l-a adus și l-a văzut așa. Împăratul l-a felicitat. Zice, te felicit. Și mă bucur că în împărăția mea am un astfel de om. Uite aici cheile. Uite aici palatul. Totul înaintea ta. Te rog frumos să te folosești de ce vrei. Mă bucur că am un om ca tine. L-a văzut așa în zdrențe. Dar omul a stat și s-a rugat, era pocăit și a dat un răspuns. Ce vorbe! L-a cucerit pe împărat. Zice, împărate, sunt încântat de ofertele tale, dar tot ce mi-ai promis mie, te rog să faci la altul mai sărac ca mine. Iar pe mine, lasă-mă în mâna Dumnezeului care m-a ținut până aici să mă țină și de acum înainte. Amen. Vorbe de sfinți. Cu noi în fiecare marță la rugăciune vine un presbiter penticostal, Ion Călina de la Zăvoi, un om al lui Dumnezeu. Îl cheamă securiști. A stat până la 12 la biserică. A trebuit să închei la ora 9. Omul lui Dumnezeu. Zice, domnul colonel, ce? Noi pocăiți să ne rugăm cu ochii închiși. Și când am deschis ochii, au fost 12. Dar zice, dă-i drumul, dă-te cu Dumnezeu și gata. Ce însemnează să știi să vorbești prin Duhul Sfânt? Potolești mânia vrăjmașilor când oamenii știu să vorbească. Uitați-vă aici. Fratele Niculiță Moldoveanu a fost unul dintre părinții mei duhovnicești. Mi-a spus Daniela, fata lui, s-a dus un oarecare, nu-i zic numele,
Și l-a părât la primarul Sibiului să-l facă cetățean de onoare. Și zis și făcut. Tot Consiliul l-a programat. Și acum era televizat. Zice, frate Petrică, ne uitam toți să vedem ce zice tata. Noi am stat în casă cu chirie și până la moarte. Acu el avea toate drepturile. Ani de închisoare, compozitor creștin, așa. Și zice, ce zice tata acu? Nu ne face de râs. Primarul l-a felicitat și i-a spus așa și așa și uite, pentru asta tot Consiliul de azi înainte ești cetățean de onoare, dar ne trebuie acceptul dumneatale. Zice, domnule primar, îți mulțumesc de ofertă, dar eu sunt cetățean al cerului și a doua cetățenie nu mai vreau. Amen. Ce frumos în gura sfinților așa ceva. Au venit reporterii la Maica Tereza și ea are foarte multe vorbe din astea care îi veneau pe loc. Țin minte, mi-a spus unchiul lui, când a luat premiul Nobel pentru pace, au venit cu o limuzină, doi milionari sau miliardari americani, și cu limuzina. Și Maica Tereza s-a uitat așa, ca americanii, ok, așa. O primire, da, da, acum. Dar la ultima întrebare, dar ce aveți de gând să faceți cu ea? Păi zice, s-o vând și să dau banii săracilor. Că asta am făcut toată viața. Și îi ia interviu mai departe reporterul. Maica Tereza, sunteți un om al rugăciunii. Ce îi spuneți lui Dumnezeu când vă rugați? Dar zice Maica Tereza, nu îi spun nimic, mă rog. Ce să-i spun lui Dumnezeu? Mă rog. A întors imediat văzând că n-a reușit întrebarea. Zice, dar ce vă spune Dumnezeu când vă rugați? Nu-mi spune nimic, mă ascultă. Amin. Și s-a încheiat tot, slăvit să fie Domnul. Oameni care au știut să vorbească, mi-aduc aminte că a venit regele Mihai și regina Ana în România și a venit o doamnă reporter din asta. Zice, de ce nu candidați de președinte al țării? De ce nu candidați de prim-ministru? Nu vedeți ce se întâmplă în România? Și regina Ana de Bourbon, soția lui Mihai, s-a uitat la el și a zis, Doamnă, dumneata nu înțelegi că noi suntem regi? Cum să candidăm de președinte și de ministru? Noi suntem regi. Cum? Băieților, fetelor, pocăiților, când vine satana cu momeala lui, nu înțelegeți că voi sunteți pocăiți? Voi sunteți regi. Noi nu putem să facem așa ceva. Dumnezeu să ne ajute. Uitați, un colega meu a fost botezat noaptea cu încă 20 în râu de un bătrân, Moș Matei, de la Caransebeș. Și judecata. Pe toți, 20 i-au pus în rând și pe Moș acuzat. Ia, v-a obligat? V-a obligat? Nu, 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 voi sunteți liberi, dar nu v-a obligat, e treaba. Da. Să da sentința imediat atunci, să închei, toată sala era plină de... Bătrânul avea 76 de ani. Și vine judecător și 4 ani de închisoare. Ai un cuvânt? Da. Ce cuvânt? Vă mulțumesc frumos pentru cei 4 ani care mi i-ați dat, că nimeni din neamul meu nu a trăit atât. Am 76, m-ați mai dat 4 și fac 80. Amin. O încheiată adunare. Aleluia. Sfinții! Acum când vine la tine, să vă zic așa, eu am vizitat un mare sfânt, eu, noaptea îl vizitam. Și avea o soție care nu era ca el. Nu era ca el, nici pe departe. Și îi zice el, de-o venit la el, zice, o mai poți răbda? Zice, frate dragă, nu poate ea greși cât pot eu ierta. Sfinți. Acum ce ziceți? Nu vorbele ne-au despărțit. Să vă pocăiți cu sfânta pocăință de toate vorbele rele. Că zice Biblia, orice cuvânt nefolositor, răspundem de el. Și ne despărțim pentru niște vorbe și ne învrăjbim de nu ne mai iertăm niciodată. Domnul să aibă milă și de mine și de dumneavoastră. Vorbirea în familie, vorbirea în biserică și vreau să vă zic aici că Sfântul Pavel când a scris și vorbeam aseară, zice, și eu citesc acum epistola către evrei, dar zice și la romani,
V-am scris și v-am vorbit cu puterea care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire, nu pentru dărâmare. Mi-aduc aminte că eu aveam în tinerețea mea, tânăr, când ești tânăr, zic și eu ca Băsescu, când ești tânăr, nu ești bătrân. Nu, eu nu scând vara, nu-i ca iarna. Nu știi să le vorbești așa. Dar aveam ceva cu un frate și aveam un bătrân sfânt. Frate Petrică, zice, fratele ăla, vrem să stăm de vorbă. Miercuri, la ora 7, după ce se gata biserica. O, ia mea, lasă că mă dau eu pe el. Și mă duc la sfânt și îi spun, zic, uite, fratele m-a provocat. Știți ce zice către mine? Așa să vorbești cu el, să-i fie dor să mai vorbească cu tine. Și gata, m-am pălit. Și așa am vorbit, cum o zis bătrânul. Aveam într-o biserică la Obreja, eram slujitor și îmi dă telefon. Vezi că iar au făcut ei așa, au făcut așa, așa. Dar noi nimic, mă duc eu duminică, să vezi ce le fac. Ei, dar duminică m-am pus pe genunchi și m-a rugat și deschid Biblia. Zice, știți cum am purtat cu voi din clipa când am venit până în ziua de azi? Ca o doică care își crește cu drag copii, bă, prăpătitre, unde te duci? Păi doica își crește cu drag copii. Și vreau să vă spun, avem nevoie de pocăință sfântă să știm să vorbim. Și vorbele să ne zidească unii pe alții, când vorbeam și de proroci. Eu nu mi-e frică, vreau să zic, băi, ți s-a dat darul pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Nu veni cu sperituri aici. Nu? Da, dar și atunci, Domnul, Duhul lui Iisus e Duh de căutare, de nestingerea mucului care fumegă, a trestei care frântă. Asta face Duhul lui Iisus. Și acum zic, Domnul să aibă milă să ne ajute să ne pocăim de lucrurile acestea. Și câte. Vă spun, eu știu că lumea trăiește într-o criză, e criza asta mondială. Și e adevărat, și bine ați făcut, v-ați rugat. Unii n-au loc de muncă, alții n-au unde să stea, alții n-au ce mânca. Dar Domnul ne promite că le dă la toți. Și de lucru și bani. Să avem grijă să ne pocăim de toată zgârcenia și partea Domnului să o dăm. Iar noi sunt pocăiți. Ne predică lumea, facem evanghelizare pentru nepocăiți. Pentru noi, pocăința pocăiților. Și vă zic așa, era într-o adunare o soră, cum era așa, și vă zic, să aveți foarte bună grijă. Cu Dumnezeu nu ne glumim. Na. Ea de 5 ani, 7 ani, 10 ani, nu a dat nimic la biserică. Niciodată. Acum nu era ea așa să nu poată să dea chiar nimica. Avea. Dar Domnul a contabilizat așa, cât pe anul ăsta, cât pe anul ăsta, și când s-a adunat, cât costă vaca, i-a mâncat ursul vaca. Și gata. Păi Domnul tot îți ia. Cu Dumnezeu nu se glumește nimeni. Franco de la Arad. Îl cunoașteți pe Franco, italianul de la Arad. Când l-a văzut, unul zice, tu ești, cine ești eu? Am venit din Italia. Domnul mi-a spus, cu atâția ani în urmă, să te duci în insula Creta și le spui la oameni să pocăiască. Că dacă nu, dau peste ei tsunami și îi șterg de pe fața pământului. Eu? Păi eu știu, pe cine cunosc eu în Creta? Nu știu, faci ce m-a spus Domnul. Și eu nu mă duc. Dar Domnul zice noaptea către el, Franco, dacă nu te duci, stai binecuvântările. Să le tai. Eu știu ce să fac. Și zice, am luat mai pe unul și ne-am dus în Creta și am ajuns la unul noaptea. Unde să te duci? Ne-am dus într-o piață. Stăm vreo 10 minute. Păi ce faci? Unde ne ducem? În 5 minute a venit o mașină la ei, zice, veniți din România? Da. Hai că vă așteaptă adunarea. Aleluia. Vă așteaptă adunarea, zice. Păi avem de la Domnul descoperirea. Dragilor, nu ne glumim cu Dumnezeu. Zice Domnul, vreți binecuvântare în casa Domnului? Aduceți darurile la casa Domnului și veți vedea dacă nu torn păstă voi belșug de binecuvântări. Amin. Slăvit să fie Domnul. Apoi, eu știu, mulți dintre noi trebuie să ne pocăim de mândrie. Altădată nici nu suntem conștienți de lucrul acesta. Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim, fiindcă scris este și nu se abate Biblia de la așa ceva, mândria merge înaintea căderii. Să ne ajute Domnul să fim smeriți. Amin. Amin. Nu să se ferească toți din calea noastră, ci noi să fim acei oameni smeriți,
după care aleargă oamenii ca să ajungă ca și noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Uite, s-a dus ultima treaptă-i, sfânta pocăință-i porunca al Dumnezeu. Prima, porunca al Dumnezeu pentru toți oamenii. A doua, porunca al Dumnezeu pentru toți oamenii acum. Băiatul meu care a venit cu mine aici la Salzburg s-a dus la Straubing. Filip are 20 și ceva de ani. Domnul să-l binecuvinteze. Și noaptea, în seara de 12 septembrie, ploua tare și m-am dus la o biserică să predic, aproape, și a venit un frate să-l ajute să dea la roi mâncare seara. Ploua tare, a ținut lanterna și fratele la mâncare. Dar ăsta nici nu a observat. L-am mai înțepat albin pe Filip, v-am spus. L-am înțepat aici, asta am spus aseară, dar nu v-am spus ce trebuie. Și eu mă rugam pentru el. Filip, da, s-a predat, da, da, să pocăiești, da, să așa. Și o soră mi-a spus în adunare, vezi că omul pentru care te rogi, dacă nu vrea să pocăiască până-i pe picioare, să întoarce târâși la Domnul. L-a înțepat albina, a făcut șoc anafilactic și mort. Soția mea striga către Dumnezeu, Doamne, ia-mă pe mine, lasă-l pe el. Când am ajuns eu, a ajuns și salvarea. Așa, era negru ca și costumul meu și rece ca gheața. Așa, am spus, i-a aruncat cineva apă pe gât și cumva s-a făcut așa un... Și s-a pornit inima. Dar bine, băia tratamentul și spitalul și toate astea. Și în prima duminică din... El care e timid, rușinos, prima duminică din anul ăsta s-a botezat, s-a predat Domnului. Îmi place cum merge acum și Dumnezeu să-l țină și să-l întărească și să-l sfințească. Au zis pocăiților, să ne pocăim cu Sfânta Pocăință. Aici sunt tineri care glumesc cu păcatul. Aveți obiceiuri tinerești care trebuie să le lăsați. Aici sunt oameni care stăpâniți de duhuri de răutate, compartimente care nu sunt predate Domnului. În seara asta vi se propune să vă pocăiți și să predați acel compartiment Domnului. Sunt oameni care n-au înfrânat gura. În seara asta vi se cere înfrânare. Noi n-am vorbit aici o predică ca să nu putem face aplicație. Aici, acum. Nu vreți să vă întoarceți la Dumnezeu și să vă pocăiți cu Sfânta Pocăință până sunteți bine? Aveți grijă. Sunteți în planul Dumnezeu să nu veniți târâși la Sfânta Pocăință. Să nu veniți târâși. Cu Dumnezeu nu se glumește nimeni. De aceea, vă îndemn în numele Domnului Iisus în seara aceasta, cântăriți bine pocăința cu care ați fost voi pocăiți și Sfânta Pocăință care o cere Domnul. Asta trebuie să o avem toți. Cu asta să ne întoarcem la Dumnezeu. De toate, eu am dat câteva exemple, dar Duhul Sfânt vă descoperă la fiecare. Unii trebuie să vă pocăiți, să vă noiți legământul și lucrul acesta acum. Duceți-vă în seara asta acasă și nu vă băgați în casă, duceți-vă pe drum, plângeți și pocăiți-vă înaintea Domnului. Mărturisiți că zice, dacă ne mărturisim păcatele, e credincioși și drept să ne ierte păcatele. Și zic tot cum am zis aseară, că încheie fiecare capitol iun. Am o veste bună pentru voi. Dacă ne pocăim, să întoarce Dumnezeu de la mânia Lui și în loc de blestem ne dă binecuvântare. Numai să ne pocăim. Cu Sfânta Pocăință, Dumnezeu să ne ajute și să ne ajute. Hai să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, mă bucur că în seara aceasta am putut să stăm înaintea Ta. Eu care am vorbit, ca și Pavel, zic, ajută-mă, Doamne, după ce am vorbit altova, să mă țin de cuvânt, ca nu eu însumi să fiu lepădat. Ai milă de mine, Dumnezeule, și ai milă de frații mei și de surorile mele, și de tineri, și de cei care nu sunt aici, și de cei pentru care ne rugăm, cu sfântă pocăință ne pocăim înaintea Ta. Cu sfântă pocăință să pocăiască toate bisericile și toată țara. Și, Doamne, lucrează la înălțarea slavei Tale și la lățirea împărăției Tale în felul acesta.
am vrea, Doamne Dumnezeule, lucrul acesta să se vadă și acum să luăm hotărârile acestea. Binecuvântat să fie numele Tău. Ar vrea să stăm așa în duh de rugăciune și să întreb dacă în seara aceasta cine vrea să pocăiască așa, să ridice o mână sus. Nu vă uitați în dreapta și în stânga. Cine vrea să pocăiască? Doamne Dumnezeule, mâinile noastre, ele în mâna Ta. Câteodată vrem și nu putem, că avem o fire rea și stricată. Ajută-ne, Doamne, prin Duhul Sfânt. Dorința inimii noastre să fie împlinită cu ajutorul Tău. Și să trăim o sfântă pocăință care să-i molipsească și pe alții. În numele Domnului Iisus te rog să lucrezi în adunarea aceasta, în casele noastre, în viețile noastre, Doamne Dumnezeule, și în națiunile în care ne-ai pus să locuim. Doamne, fă-ne lumina lumii în felul acesta și ajută-ne în smerenie să ne trăim viața și pocăința sfântă. În numele lui Iisus din Nazaret, Te-am rugat, Tată, prin Duhul Sfânt. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.